Următoarea generație de ingineri agronomi a crescut cu dilema arăm sau nu arăm. Pentru Alexander Degianski, sistemul convențional sau sistemul neconvențional nu există separat. Agricultorul își adaptează tehnologia la nevoile solului pe care îl lucrează și în ultimul an a început să introducă în fermă și inteligența artificială. Lucrăm undeva la 5.000 de hectare de teren arabil, pe teritoriul a 4 comune. Facem agricultură în sistem convențional, facem agricultură în sistem mai puțin convențional, în sensul că avem o cultură de nișă numită culturile energetice. Facem îmbunătățiri funciare, facem irigații, avem proiecte de irigații și până la urmă facem tot ceea ce putem pentru ca terenurile să fie cât mai productive. Deși foarte multă lume în perioada actuală privește plugul ca pe o satană a agriculturii, părerea mea este că nu avem dreptul să judecăm atât de alb sau negru folosirea plugului în agricultură. Cel puțin eu pot zice că la noi în fermă plugul a rămas și probabil va rămâne mulți ani de acum încolo pentru culturile de primăvară, pentru că avem probleme majore în ceea ce înseamnă buruieni, rezervă de buruieni, avem probleme majore în ceea ce înseamnă dăunători, că vorbim de insecte sau de rozătoare. Avem problemă și cu băltirile datorită, și vedeți culoarea acestui teren care reflectă faptul că atrage apa și o reține ca un magnet. Aprovizionăm solul cu apă mai bine în perioada iernii și până la urmă dăm loc rădăcinilor să se ducă în profunzime. Pentru culturile de toamnă, în schimb, plugul nu are ce căuta la noi. Nu folosim plugul pentru semănatul grâului, orzului, rapiței, dar, cum am zis, pentru toate culturile de primăvară și acum este perioada arăturilor de toamnă, folosim plugul. Alexander Degianski recunoaște că viziunea sa nu este împărtășită de toți fermierii, nici măcar de toți vecinii săi de fermă. Exploatații importante din zona sa au renunțat la plug și mizează de ani buni pe lucrări minime ale solului. Câte case, atâtea obiceiuri și niciodată nu mi-am permis să critic tehnologia altui fermier, altui coleg, pentru că parcelele de vis-a-vis sunt ale vecinului și prietenului meu, Nicolae Apopi, care n-a mai folosit plugul de prin 2004 și face treabă foarte bună și el. Eu folosesc pentru că am nevoie de acea siguranță că terenul va fi bine prelucrat în primăvară, ce se poate înmagazina apă să se înmagazineze, iar momentan, și dacă aș vrea să renunț la plug, și orice fermier care vrea să renunțe la plug, trebuie să înțeleagă că nu este un proces de pe azi pe mâine, este un proces de durată, pentru că solul are nevoie de timp să-și refacă sau să-și formeze toate capilare, toată structura necesară unei tehnologii minim invazive. Dacă este să discutăm despre avantajele și dezavantajele arăturilor, v-am prezentat până acum, după părerea mea, parte din avantaje. Acum, totuși, să fiu obiectiv, trebuie să zic și care sunt dezavantajele. În primul rând, un dezavantaj major este acela al consumului relativ ridicat de motorină, pentru că o lucrare cu scarificatorul consumă undeva la 15, 18, 20 de litri pe hectar, plugul din spate consumă 30-35 de litri pe hectar. Al doilea dezavantaj este a timpului mult mai ridicat de a face o astfel de lucrare.
cu un gruber de 6 metri efectuăm 50-60 de hectare într-o zi cu acest tractor, iar cu plugul care acoperă 4 metri suntem undeva la 35 de hectare pe zi maxim. Nu în ultimul rând, pentru mine, cel mai mare avantaj al arăturii este acela că dai loc microorganismelor să lucreze activ în sol și vedem câte râme avem în sol ca urmare a întregii verigi tehnologice aplicate la noi în fermă, de la grijă față de mediu și folosirea cât mai rațională a pesticidelor, cred eu, la rotație corectă a culturilor și încheiind cu arăturile. Inginerul Alexander Degianski testează în fiecare an noile tehnologii pentru a le verifica eficiența și, cel mai important, profitabilitatea. Între schimbările majore în fermă, inginerul se mândrește cu o rapiță semănată anormal, dar și cu o mașină de stropit cu care vrea să reducă foarte mult consumul de pesticide. Pentru culturile de toamnă și în mod special pentru rapiță, anul acesta am încercat toate variantele posibile de semănat. Semănat convențional, semănat la rânduri de 70 de centimetri, semănat în teren semi-prelucrat, semănat în miriște directă și vedem rezultate la toate variantele surprinzătoare. Acum, pentru partea de culturi de primăvară, am încercat și în această zona noastră, semănat fie doar în scarificare, semănat fie doar într-un gruber mai adânc toamna și am văzut că am avut probleme foarte, foarte mari, în primul rând cu puruienile, pentru că această zonă a fost inundată în anul 2005 de revărsarea râului Timiș. Rezerva de buren este una fenomenală, iar pentru a compensa această rezervă de buren, avem două variante, fie folosirea erbicidelor, fie lucrări mecanice și, în speță, arătura. Un studiu extraordinar de interesant al Comisiei Europene arată că consumul de substanță activă, de pesticide, la nivelul Uniunii Europene este de 2,4 kg de substanță activă pe hectar, media Uniunii Europene. Cu maxim al țărilor mari, mă refer, Franței și Germaniei, de aproape 3 kg, țările mai mici, dar intensivizate, gen Olanda, au 7-8 kg, România este undeva la 650-700 de grame pe substanță activă. Eu pot zice că la noi în fermă, chiar anul trecut, am făcut de curiozitate cu colegii mei un calcul și avem undeva la 1090 de grame de substanță activă pe hectar. Chiar zilele trecute am confirmat comanda pentru o mașină de erbicidat ultra performantă cu selective spraying, spot spraying, adică nu este acea erbicidare, să zic, oarecum mai uzitată de a erbicida doar buruienile din miriște, ci erbicidarea green on green, adică în cultura de grâu, porumb, rapiță, ciofi, vom efectua erbicidările doar pe buruieni. Anii trecuți, când am avut tehnologia asta în probă, am avut o reducere a cantității de pesticide cu 67%, ceea ce pentru mine se translocă în două componente esențiale ale agriculturii, reducerea cantităților de pesticide și reducerea costurilor. Dacă ar fi să funcționeze totul ca la carte, avantajul economic al fermei noastre ar fi undeva între 180 și 220 de mii de euro pe an, doar ca urmare a reducerii cantităților de pesticide folosite. Ce m-a convins să apelez la acest sistem de erbicidare spot spraying a fost integrarea acestuia cu un algoritm generat de inteligență artificială care permite mașinii să învețe în decurs de 2-3 campanii care sunt buruienile și care sunt plantele de cultură. Tocmai de aceea am zis că în 2-3 ani vom ajunge la un nivel de realizare aproape de
perfecțiune, pentru că în primul an rata de succes este undeva la 67-70%, pentru că, la fel ca și un copil, trebuie să învețe ceea ce este bun și trebuie protejat și ceea ce este rău și trebuie distrus. Mașina de erbicidat se deplasează, fotografiază fiecare centimetru pătrat anterior lăncilor și zice aici este buruiană, aici este grâu, aici este buruiană, aici este rapiță, erbicidez doar bucățica asta. După aceea se introduc datele noi, rezultate din urma interpretării datelor și se corectează pe parcursul următoarei campanii de erbicidat. La noi în fermă coexistă atât poate cele mai vechi obiceiuri de la plug și chiar sapă câteodată pe anumite zone din colțurile parcelelor sau pe lângă stâlpii de înaltă tensiune, cu spot spraying-ul integrat în tehnologii gestionate de sisteme cu inteligență artificială. Dacă este să privim în partea de încredere care o dau aceste tehnologii, chiar și taică mi-o zicea că tot ce e nou se strică repede, pot zice da, este adevărat, dar îmi asum acest rol de pionier pentru că până la urmă multe lucruri bune ar fi putut fi inventate dacă unii oameni ar fi avut curaj să le încerce. Ca o concluzie așa cât se poate de succintă, pot zice că în ferma noastră AI-ul se împacă de minune cu plugul.